Conform prognozei meteo emise de Administrația Națională de Meteorologie, în intervalul 21 noiembrie-23 noiembrie va ploua îndeosebi în jumătatea de sud a țării. De asemenea, în zona montană, mai ales la altitudini de peste 1500 de metri, treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă. Iar începând din seara zilei de joi, trecător, precipitații mixte ce pot determina depuneri de polei se vor semnala în dealurile Munteniei. În ceea ce privește vremea din județul și municipiul Giurgiu, aceasta va fi una deosebit de rece în aceste zile. Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie anunță temperaturi scăzute și ploi. În această noapte la Giurgiu se vor înregistra 3-4 grade Celsius. Cerul va fi predominant noros și vântul va sufla cu 21 de km la oră. Dimineața de vineri va fi una friguroasă. Valorile termice indicate de termometre se vor situa între minus 1 grad și 4 grade Celsius. Cerul va fi noros și sunt anunțate ploi. Pe timpul zilei, valorile termice nu vor depăși 6 grade Celsius. Norii se mențin și vântul va sufla cu 20 de km la oră. Spre seară, temperaturile scad sub 0 grade și vor fi ploi. La Bolintin Vale, în această noapte, valorile termice se vor situa între 2 și 5 grade Celsius. Cerul va fi predominant noros și va ploua. Pentru dimineața de vineri, meteorologii anunță valori termice de 3 grade Celsius. Cerul va fi noros și va ploua ușor. Pe parcursul zilei, termometrele nu vor arăta mai mult de 6 grade Celsius. Va ploua și cerul va fi noros. Spre seară, vântul va sufla slab spre moderat, cu intensificări de scurtă durată. Va ploua și valorile termice se vor încadra între minus 1 grad și 4 grade Celsius.